Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă vom povesti despre călătoria noastră în Egipt. Ajuns și Netfu, am luat un tuk-tuk să mergem spre centrul orașului, să zic așa, și să vedem și noi templul lui Horus din Edfu. La omul care ne aștepta de pe la adresa Couchsurfing. El stătea și puțin mai la periferie. Am văzut niște case așa, gen grajduri, zic, bă, aici o fi pe undeva. Când acolo un palat, da, dintre toate grajdurile alea a răsărit o chestie, un palat. Bă, zic, n-are cum să ne primească pe noi aici, ce ai? Când colo... Și adresa fix în fața... O poartă de fier cu asta, da. Am sunat la poartă și a ieșit omul. A, voi sunteți Cristina și Victor, hai înăuntru, hai. Băi, când am intrat... Nu știu, ceva din altă cultură, altă chestie. Da, deci că e răcoarea aia în interior care o ține lutul ăsta, chirpiciul. E palat făcut din chirpici. Și omul a pus de o cafea și a început să ne povestească despre el, despre... Era medic veterinar, parcă. Sau farmacist, ceva de genul. Da. Și ne-a zis că el a proiectat și el a făcut cu mânuța lui toată casa aia. Ne-a arătat poze, cum s-au chinuit, cum astea... Avea o familie foarte frumoasă, două fete și un băiat și soția lui foarte de treabă, care stătea așa mai, nu prea stătea la vedere. Cu mine era ok, dar cu Victor nu prea era ok. S-o văd eu pe ea. Da, exact. Nu că avea ceva cu mine. Așa e în general acolo. Și ne-a arătat, ne-a dat o cameră, ne-a arătat că acolo putem să stăm noi, cu baie, frumos, adică era ceva ca la o pensiune chiar. Scria pe Couchsurfing că nu ia bani, adică nu este pensiune sau ceva. I-am arătat câteva filmulețe din România, da, cu parapanta. Că cu... dacă se poate să-i facem și noi filmare la și casă. Și ne-a rugat, da, dacă putem să-i filmăm și să-i facem un filmuleț cu casa. Și numai bine că i-am făcut poze și filmare și am, la câteva luni, în aprilie 2018, a pus pe Booking să închirieze, nu știu, vreo două sau trei, da, camere din casa lui. Deci casa respectivă este mai nou, nu este doar o cazare, este un obiectiv practic Netflix, că nu prea ai ce să vezi. Am văzut pe Booking că avea un preț destul de mare. Da, are un preț destul de mare, dar are mâncare inclusă, 3 mese pe zi și ții minte, da, ce mâncare, da, nu? Da. Adică nouă ne-a făcut pe gratis toate chestiile astea. Și a făcut mâna cu noi, cum ar veni. Și... a văzut că suntem mulțumiți și a zis, da, frate, poți să cer banii ăștia. Într-adevăr. A fost cea mai tare experiență culinară din Egipt te pentru simțeai, noi. Nu, da, te simțeai așa un pic îndatorat că omul ăla stătea după tine, te ducea cu mașina lui nu știu ce și vorbea cu tine, exact, și îți lăsa și timp să te regrupezi în dormitor, nu știu ce, și după aia, dar nu prea mult te plictisești, deci... Omul... Da, deci asta trebuie zis. Deci nu am fost acolo și am stat doar în casă. Omul, da, din prima zi chiar, ne-am făcut cafeaua, ne-a zis, da, haideți, vă duc eu, nu știu, în prima dată la un izvor sfânt. Apoi ne-a dus la niște rude din celălalt capăt al orașului...
Seara ne-am dus pe niște stânci să vedem apusul, să vedem Nilul și apusul. Seara, bineînțeles că soția lui ne-a așteptat cu masa plină. De fapt, dimineața la prânz și seara. Dimineața la prânz și seara, cu feluri diferite de mâncare. A doua zi am mers dimineața cu el la un market să cumpărăm legume în piața aceea. Mai ții minte că ziceai tu că te simți ca... Da, mă simțeam că acum, zic, în urmă cu 2000 de ani, zic, acum apare și Iisus. Ia să-l vezi cu pește, cu vin, paf, paf. Undeva, ne mai ducea acasă. Totul a fost foarte bine dozat și echilibrat, adică n-ai simțit tensiuni, n-ai simțit ca la un ghid normal. La un ghid normal apar disensiuni de-astea, ori te plixește, ori e prea agresiv, ori... Țin minte că ne-a dus și la un templu, de fapt rămășițele unui templu foarte vechi, zice el, de 4.000 de ani. Să facem și o plimbare pe Nil cu o bărcuță.
peste tot pe unde am mers, am stat de vorbă cu oamenii respectivi, la un pahar de ceai, așa, pe relaxare, adică n-a fost ceva plictisitor. Seara ne-a dus din nou pe la o altă panoramă, undeva pe niște stânci, la fel să admirăm apusul. Tipsul nostru, dacă mergeți vreodată în Edfu, vizitați-l pe domnul Mohamed. Și pe familia sa. O să vă simțiți incredibil. Bineînțeles, ultima dată era 150 de euro. După părerea noastră, acum că știm, merită banii ăștia. Da, clar. A fost o experiență super. Deci, nu numai faptul că te poți caza acolo și că îți gătește soția lui niște mâncăruri delicioase, dar te și duce să vezi chestii pe care turiștii, în mod normal, le ratează în Edfu. Da, noi, de exemplu, dacă ne duceam, nu l-aveam pe omul ăsta, nici nu știam unde să ne ducem. Da, nu știam unde să, cum să ajungem la locurile astea. Și am luat un tren spre Cairo, am ajuns la fel, am petrecut o noapte, am tremurat de frig tot în tren. Tot prin tipul ăla, parcă tot. Da, ne-a ajutat tot Mahran, a sunat pe cineva de acolo, de la gara asta, gara, și ne-a ajutat cineva să ne luăm, da, bilete. Da, pentru că okay. Am fost la, țin minte, am fost la să luăm bilete, am stat la o coadă infernală și a zis, numai la clasa 1 aveți trenul ăsta. Și am zis, domnule, noi vrem cu ăsta următorul într-o oră, noi aveam trebuie peste o oră și au zis peste 5, nu, că ăsta nu e pentru turiști. Și în fine, am reușit să luăm trenul, mulțumim lui Mahran. A mai fost o chestie interesantă când am ajuns la canalul Suez. Ne-au dat pe toți jos din autobuz, ne-au aliniat așa cu bagajele, da, și ne-au controlat în bagaje. Țin minte că am luat un autobuz până în Sharm el Sheikh și apoi am făcut stopul până la Dahab undeva. Tipul vrea să ne ducă până la Taba sau nu știu, până încolo spre granița cu Israel, dar ne-au oprit militarii și aproape că l-au amendat pe tipul ăla că n-avea voie să ne ia. Și țin minte că ne-au obligat să luăm un taxi din Dahab până în Taba. Că nu e sigur, Taba, că, domne, că nu știu ce. Și ne-a escortat un militar până la graniță, dar noi nu ne-am simțit în pericol. Egipt ne-a plăcut la nebunie, mai ales mâncarea. Mâncarea și oamenii. Și oamenii. Toți arabii sunt mișto. Da. Ideea e că vrem să mai mergem, avem deja prieteni acolo și vrem să-i vizităm. Sperăm că v-a plăcut și povestea noastră din Egipt. Știți ce aveți de făcut, nu vă mai zicem încă o dată.
Vă așteptăm cu părerile voastre în comentarii și vă lăsăm și câteva linkuri în descriere cu diverse locații. Poate vă ajută. Poate vă interesează. Țineți aproape. Ne vedem data viitoare.